Eu vreau să știu ce are Odinela, ce i-ați făcut. Nu te-am văzut niciodată așa, nu știu, cel puțin cu mine, la masă, plângând, nu știu. S-a întâmplat ceva? Nu, nu plâng. Sunt doar dezamăgită și de ceea ce se întâmplă, de punctul în care s-a ajuns în acest concurs. S-a ajuns la nivelul în care se fac amenințări, s-a ajuns la nivelul în care... Serios? Cine? Se înjură. Cine a făcut așa? Brigitte, mama, am tot înțeles că o să mă bată în acest concurs. La masa acolo când eram și se picta, m-a înjurat, m-a blestemat. N-am blestemat pe nimeni. Cum adică s-a blestemat? Ea ne-a zis tuturor. Să-i fie rușine. Dumnezeu s-o vedea după suflet, după ce a făcut. Ula! Vorbește despre mine. Cel mai urât lucru. Cu ce te-am înjurat? Cine, nu știu cine ți-a zis, dar se pare că ți-a zis distorsionat. Vreau să știu dacă a auzit cineva că am amenințat-o pe Odinela. Eu am auzit un lucru și pot, dar îl susțin, că cumva și mi se pare normal. Faptul că Brigitte a zis că ea a mai mers cu televiziunea după o tipă să o păruie și poate să facă asta și ei. Se pare că pe nimeni nu interesează, de fapt, adevărul. Interesează să bârfească pe la spate cât mai mult. Camara, spune cum am spus. Nu, ai spus că ai mai fost în situația asta în care ai păruit o fată, dar nu ai zis că faci asta acum. N-ai spus nicio secundă. S-a zis că pot face... Am zis că sunt un om al controverselor. E un om al controverselor. Altceva, no. Da. Dar de ce ai păruit-o pe Odinela? Tot din cauza lui Pastramă sau ce s-a mai întâmplat? Nu, nici măcar n-a fost așa. Mi-am asumat și când am tras-o pe una de păr. Da. Și am așa și o să mai trag și pe ea dacă trebuie sau pe cine mai trebuie și mi se rupe. Nu, mi se pare normal, măi, asta nu e strategie, asta e bătaie de joc. Eu am zis exact ce am auzit, deci cu cuvintele pe care le-am auzit. Scoaterea din context, depinde în momentul în care am spus că sunt de mine se vorbește, sunt un om în controverselor și mi-asum, este cu totul altceva. Ca să înțelegem care e treaba. Perversități din astea de 2 lei. Vreau să înțeleg de ce s-a ajuns la așa ceva. Este vorba despre ceea ce am discutat aseară eu cu ei la masă. Cred că de aici a plecat tot conflictul. În momentul ăsta, fie că dezamăgiți pe cineva sau nu, eu sunt pe cont propriu. Sper să înțelegeți toți despre ce este vorba. De azi înainte, votul meu va merge ori în vânt, ori acolo unde îmi convine mie. Iar de aici, furtuna. Băi, și aici ajunge. Cred că e un joc până la urmă și vrea să iasă oarecum în evidență și să meargă pe faptul că este neajutorată. Oarecum să creeze un fel de compasiune pentru ea din partea celorlalți. Nu mă bucur când aveți situații de astea tensionate, mai ales că azi e ziua lui Pastramă și trebuia să fie pe veselie, pe bucurie. Bă, și Odinela are o strategie care cred că am cam citit-o eu. Cu cât se apropie de final, cu atât mai pregătiți ar trebui să fie concurenții pentru situații neprevăzute. Am venit să alegem fermierul șef. Asta facem, știți, de obicei după duel. E bine, deși ai câștigat duelul aseară, știi că de obicei nu citesc scrisorile celor care rămân în casă. Nu cred că faci asta! E prima dată când o să citesc două scrisori. Și e prima dată când... pentru postul de fermier șef se vor lupta cei doi din aceste două scrisori. Bravo. Asta nu e tot. Este primul duel de fermier șef cu eliminare. Fraților, am văzut toată masa aia cum s-a scufundat. Am văzut toți concurenții cum s-au albit la față. Bănuiesc că și eu m-am albit la față. Mai vrei să fii fermier? Ne-am nimerit într-o situație total nefericită. Hai să citesc pe Odinela. Dragi fermieri și bandiți, vreau să vă mulțumesc pentru această experiență unică. O experiență care pe mine personal m-a ajutat enorm. Aici m-am redescoperit. Moroșane, îți mulțumesc. Tu m-ai ajutat cel mai mult. M-ai impulsionat să redevin ce am fost. Prin subestimarea ta, ai trezit luptătoarea din mine. Și îți promit că voi scoate un hit și mai mare de 500 de milioane de vizualizări și să știi că va fi și meritul tău, Marius. Îmi doresc să te văd în final. Am simțit-o sinceră până acum pe Odinela, chiar nu mi-a mai spus asta, a empatizat cu mine de câteva ori. I-a plăcut foarte mult faptul că îmi doresc foarte mult să lupt pentru mine și pentru familia mea și probabil povestea ei fiind asemănătoare și văzându-mă așa mai liniștit, și-a dorit foarte mult să mă vadă în final. Pastramă, aș fi vrut să-ți fac un cadou și să te las fermier șef, dar m-am gândit la Leon. Așa că îl voi lăsa fermier șef pe Camara. Pentru că eu consider că motivația lui este cea mai mare în ochii mei. Vă iubesc,
Otilia. Chiar dacă lucrul ăsta mă trimite la duel, apreciez enorm gestul ei, pentru că ea n-avea de unde să știe ce se va întâmpla. Mai mult ca sigur n-ar fi lăsat vreodată numele meu în acea scrisoare, dacă ar fi știut o singură clipă. Ce bine că nu știu. Florin nu-și poate ascunde bucuria că nu este lăsat în scrisoare, pentru că altfel posibil să se fi dus acasă. Au fost momente în care sunt sigură că și Florin s-a rugat la Dumnezeu ca Otilia să nu-l fi lăsat în scrisoare. Și acum scrisoarea lui Belbi. Mi-a fost teamă să plec, dar mi-a fost teamă să și rămân. Iar voi, ai mei, știți deja asta și vă rog doar să nu mă judecați. Am promis că voi lupta până la capăt, dar am uitat să menționez că eu singură decid unde e capătul. Am intrat în fermă cu scopul de a învăța că eu cred în oameni, dar am învățat mai mult de atât. Am învățat în ce oameni să cred, dar și să colaborez cu oameni în care nu am un gram de încredere. Propunerea mea pentru fermierul șef din această săptămână este simplă și previzibilă. Marius. Baftă, Champ. Baftă, Champ. Prințesa a plecat, războiul continuă. The Warrior Princess. Dacă mi-ar fi spus cineva că eu o să fiu cea care îl trimit pe Marius într-un duel de eliminare, nu aș fi crezut niciodată. Cred că într-o oarecare măsură mă învinuiesc, deși nu e vina mea, pentru că nu am știut efectiv ce se întâmplă. Știam că îi fac un bine omul ăsta și dacă plec, îl las fermier șef într-un duel pentru fermier șef, nici de cum într-un duel pentru eliminare. Ea mi pare foarte rău că m-a lăsat pe mine în scrisoare, știind că acum se schimba regula. Iar în duelul pentru fermier șef, cineva va pleca acasă. Am așa o chestie pentru copilul ăsta, nu știu cum să zic. M-am atașat de el, știi? Nu știu, nu mă întrebați de ce. Asta e viața. Mergem înainte, viața e frumoasă, amândoi avem pentru ce lupta. Merg, mă lupt, ca de obicei, cu băiatul meu în suflet, însă am învățat în viața asta să accept inevitabilul. Vă rog să vă faceți bagajele, fiind duel cu eliminare. Iar când veniți toți în arenă, o să veniți și cu bagajele pregătite. E prima dată când mi-aș fi dorit să-l văd într-un duel de fermier șef pe Pastramă, pentru că ar fi fost o victimă sigură pentru Marius.